Dragi prieteni, vreau să vă spun despre Moinești, pentru că vom discuta foarte mult pe parcursul celor 45 de minute despre Moinești. Este un oraș care îmi place foarte mult. Mi-aduc aminte că m-am născut în raionul Moinești, așa se chema pe acele vremuri. Între timp a devenit un oraș de referință, un oraș turistic, un oraș foarte frumos și de fiecare dată echipa Exclusiv TV merge și ia imagini noi, pentru că sunt foarte multe noutăți la Moinești. Și tocmai din aceste motive m-am gândit să îl invităm alături de noi pe primarul municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru. Domnule primar, a fost foarte scurt de această dată în prezentare. Bine ați venit din nou în studioul Exclusiv TV. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua și celor care ne urmăresc. Mă bucur să revin la dumneavoastră în studio. Cred că sunt multe lucruri de spus în mandatul ce am trecut, dar multe lucruri de spus și de această perioadă critică prin care trece toată omenirea, o perioadă la care nu ne-am așteptat niciunul din noi. O să sigur începem întâi cu câteva măsuri pe care le-ați luat, pentru că lumea e atentă la ceea ce se întâmplă. E adevărat, s-au schimbat foarte multe lucruri. Să începem întâi cu măsurile pe care le-ați luat la Moinești, pentru ca lumea să fie în siguranță, să se respecte toate sigur, aceste reguli sanitare. Vă rog. Să încep, pentru că sunt lucruri importante care trebuiau implementate în această perioadă și am reușit să prevenim răspândirea acestui virus în Moinești. Am luat încă de la început măsuri, înainte de a apărea acele ordonanțe militare, înainte de a se anunța perioada de urgență, noi deja dezinfectam în Moinești, deja montam pe casa scării dispozitive pentru dezinfecție, deja cu zi înainte de a ieși ministrul Vela și a anunța măsura de a dezinfecta scările de bloc, noi deja făcusem acest lucru, dar mai mult decât atât am achiziționat atomizoare, am achiziționat instalații pe care le-am montat pe utilajele primăriei și cu care am dezinfectat străzile orașului, parcurile, locurile de joacă până la momentul când au fost închise. Mă refer aici la locurile de joacă. Eu cred că trebuiau luate măsuri pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță și mai mult decât atât am și venit în sprijinul celor care trebuiau să stea la domiciliu, a persoanelor peste 65 de ani, a persoanelor cu handicap și drept urmare, printr-o hotărâre de Consiliu am anulat toate evenimentele culturale, sportive care trebuiau să aibă loc în perioada semestrului 1 și chiar începutul semestrului 2. Acele sume de bani le-am alocat pentru achiziționare de pachete în valoare de 60 de lei, am distribuit 4.000 de pachete, valoarea lor e 250.000 de ron. Aceste pachete au ajuns la cei care aveau nevoie în acea perioadă să primească alimente și nu puteau merge să le achiziționeze, dar și persoane cu handicap, persoane care nu se puteau deplasa și atunci serviciul de asistență socială a mers la fiecare acasă, am pus un telefon la dispoziție și au solicitat ajutor atunci când au avut nevoie, chiar am fost și am făcut cumpărături persoanelor peste 65 de ani, unii au refuzat și acele pachete pentru că au considerat că trebuie să ajungă într-adevăr la persoanele nevoiașe, alții le-au primit, ne-am descurcat și iată că astăzi suntem undeva pe linia de plutire, chiar dacă această perioadă continuă. Vis-a-vis de asistența medicală din oraș, pot spune că Spitalul Municipal de Urgență Moinești a făcut față cu brio, pentru că în județul Bacău acest spital a fost declarat ca spital de primire a tuturor cazurilor de urgență, având în vedere că la Onești a devenit spital suport COVID, la Bacău secția ortopedie și neurologie s-a închis, la Buhuș de asemenea erau cazuri COVID și nu mai se puteau face internări și atunci toate salvările din județ, cazurile de urgență, le-au adus la Moinești. Unii adversari politici chiar s-au folosit de acest lucru să aducă în discuție faptul că Moineștiul era pe primul loc la cazurile de COVID. Eu vreau să spun că, într-adevăr, Moineștiul, dar Spitalul Municipal de Urgență, prin pacienții pe care i-a primit și pacienții care erau testați și unii dintre ei chiar și pozitivi. Nu făcea referire acea statistică la populația municipiului Moinești, ci punctez încă o dată la
pacienții Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Ca să dau un exemplu, în 40 de zile, în municipiul, la spitalul din Moinești, s-au internat 4600 de cazuri. Gândiți-vă și dumneavoastră, din 4600, dacă dăm câteva procente, să vedeți că nu sunt puțini cei care au fost testați și chiar au ieșit pozitiv. Dar au fost trimiși către spitalele COVID Support din Bacău, din Onești. S-au tratat, sper să fie bine și cei care sunt acum, să revină acasă în familia lor, că asta ne dorim cu toți. Iată o prezentare mai mult decât completă pe care ne-ați făcut-o în debutul emisiunii noastre. O să vă rog să trecem în revistă acești ani care au trecut în funcția dumneavoastră de primar al Moineștiului. Cam care a fost cele mai importante obiective, să facem o scurtă prezentare a lor și ca valoare și modul de finanțare pe care l-ați făcut. Pentru că știu că permanent sunteți și pe drumuri, mergeți și la Iași și la București pentru a obține acele aprobări. E destul de greu ca să aduci banii la Moinești când toată lumea merge pentru proiecte la București. Banii nu se aduc cu traista, banii vin în conturi, dar atunci când ești implicat și când depui eforturi, nu numai eu, ci și echipa mea din primărie, pentru că singur nu aș putea să accesez aceste fonduri. Mă refer la fondurile guvernamentale, la fondurile europene, dar pot menționa aici că am început un mandat cu 6 luni mai târziu, să spun așa, față de alegerile locale din 2016, pentru că după ce domnul Viorel Ilie a devenit senator în decembrie, eu am preluat mandatul ca și interimar pe o perioadă de 6 luni și din iunie 2017 am devenit primar ales. Iată că se apropie de 4 ani acest mandat, nevoie de data aceasta, pentru că din cauza pandemiei data alegerilor a fost amânată și mandatele au fost prelungite, dar vreau să spun că în cei 3 ani și jumătate de mandat am încercat și cred că chiar am reușit să atrag fonduri mai mult decât alți primari care au un mandat întreg. Eu vreau să spun că municipiul Moinești acum se bucură de finanțări în valoare de 31 de milioane de euro doar din fonduri europene. Sunt bani pentru municipiul Moinești, poate foarte dacă am vorbit de Cluj sau Oradea, București, se pare o sumă mică. Dar municipiul Moinești chiar are un portofoliu de proiecte bogat. Nu a fost taxă de finanțare pe fonduri europene, pe la ministerie să nu fiu prezent, să nu depun documentații și chiar aproape 100% am și reușit să accesez fondurile. Sunt în derulare proiectele acum, multe dintre ele nu se văd ca și în execuție, să spun așa, că infip turnăcop în pământ, dar înainte de aceasta se lucrează la proiectul tehnic, licitație, proceduri pentru a stabili executantul și de aceea spun că cele 31 de milioane de euro nu se văd în totalitate, dar cel puțin jumătate sunt în execuție. Acest lucru îl pot observa nu numai moineșenii, ci cei care tranzitează în municipiul Moinești, pentru că Moinești este plin de șantiere la această dată și vreau să fac referire și exact pe proiecte, pentru că la începutul acestui mandat nu mi-a fost ușor, pentru că am avut o problemă pe care am gestionat-o, cred eu, destul de bine atunci, că am scăpat curați din această problema deșeurilor. A fost Moineștiul invadat de gunoaie, Moineștiul, Dărmăneștiul, chiar și Oneștiul și câteva comune, pentru că acel proiect nu a fost făcut și nu a fost realizat așa cum ar fi trebuit pentru a susține și autoritățile locale. Era încasată taxa de salubrizare pe persoană. Știm cu toții, localitățile nu mai au numărul de persoane de la recensământul din 2011, așadar plăteam gunoi pentru persoane care nu produceau. La acel moment am văzut că ați fost poate chiar primul sau printre primii și cel mai vehement și a semnalat din timp aceste probleme care, din păcate, multe dintre ele s-au confirmat. Și aici înseamnă că ați făcut o analiză temeinică chiar am și reușit acestor aspecte. Să schimbăm acest mod de încasare a taxei de salubrizare, să plătim cât aruncăm. A apărut și legea în 2018, în iunie, după care, la insistențele mele, chiar la ministru în funcție de atunci, personal în biroul ministrului am discutat și trebuia să modificăm și acest contract și am și reușit, cu sprijinul
celorlalți primari am apelat la bunăvoința și încrederea celor de la Consiliul Județean că așa este bine ca fiecare să plătească după cantitatea pe care o aruncă. Bineînțeles că o parte din primarii de comune au fost nemulțumiți pe acest sistem pentru că le convenea un lucru că las că plăteau cei de la oraș. Astăzi municipiul Moinești nu are nicio datorie, este curat, gunoiul se ridică la timp și sper să mai progresăm, pentru că am discuții și acum să colectăm deșeurile reciclabile de la cetățean direct în zona caselor, să îmbunătățim acele pubele din zona blocurilor și sunt sigur, prin conștientizarea cetățenilor, vom reduce cantitatea de gunoi menajer și vom crește cantitatea de deșeuri rezidual. După care, tot în 2018 a avut loc inundații la Moinești, destul de urâte, am trecut și peste acest hop și ne-am apucat de treabă și am pornit proiectele cu finanțare europeană, proiecte guvernamentale și pot spune că astăzi avem în implementare proiecte în mod special pe educație. Nu este școală din municipiul Moinești să nu fie în șantier. Și mă refer aici la școala George Enescu, care are o valoare de 1,5 milioane de euro, școala Ștefan Luchian, 2 milioane de euro și de aproximativ 30 de zile au început lucrările la liceul Grigore Cobălcescu în valoare de 3 milioane de euro. Mai avem o școală în cartierul Văsăieș, care din vina constructorilor care a intrat în insolvență a repetat procedurile și am semnat contractul chiar astăzi pentru reluarea lucrărilor pentru restul de executat. Am realizat terenuri de sport la școala George Enescu, la Tristan Țara, acum la liceul Spiru Haret a început reamenajarea terenului de sport cu gazon artificial și urmează și la liceul Cobălcescu cu o finanțare de la Petrom, o finanțare de 200.000 de lei pentru a amenaja și acolo terenul de sport. Și iată că toate bazele sportive din Moinești vor avea altă față până la sfârșitul anului. Spuneam de educație, dar trebuie să ne gândim că atunci când vrem să avem specialiști în sănătate, în învățământ, în administrație, trebuie să te gândești prima dată la educație. Da. Dar mergând mai departe, spre sănătate, pot spune că și la spital de o săptămână a început un alt proiect în valoare de 1,5 milioane de euro, finanțare de la CNI, pentru extinderea unității de primiri urgențe. Avem încă un proiect în parteneriat cu Consiliul Județean prin care se va reabilita blocul operator, 4 milioane de lei. În asistență socială, în parteneriat cu Consiliul Județean și Direcția de Asistență Socială, e un proiect de 3.700.000 de ron, prin care construim 3 case, în care vor locui câte 6 persoane cu dizabilități și un centru de zi transformat dintr-o centrală termică din zona Bisericii Sfântul Gheorghe, care împreună se constituie în acest proiect și în februarie va fi final. Deja casele au ajuns la acoperiș, treaba merge bine. Vă spuneam că în toate domeniile, mă întorc aici și la infrastructură, vă rog. Pentru că nu putem să trecem peste e foarte un importantă foarte important și de care de fapt au nevoie. Infrastructura este în atenția oamenilor, e chiar ca o prioritate așa. Poți să le spui despre multe, multe alte proiecte, pentru că dumneavoastră aveți pe toate domeniile, dar ei prima oară când se uită la activitatea unui primar vor să discute despre infrastructură. Vă rog. Mai exact de ce are omul în poartă. Să știți că așa. Sunt proiectele pe infrastructura școlară, pe sănătate, pe asistență socială, dar cele pe infrastructură rutieră, apă și canal, sunt cele mai importante pentru cetățean atunci când mergi la el la poartă, în campanie electorală, cu diferite ocazii sau în orice împrejurare, îți amintește că plătește o taxă urbană, că trebuie să aibă apă, trebuie să aibă canalizare, trebuie să aibă asfalt. Am încercat din toate puterile ca să satisfac dorința cetățenilor și în ultimul an, cel puțin, am asfaltat 24 de străzi. Chiar dacă una are 2 km sau una are 400-500 de metri, dar per total sunt mii de metri pătrați pe care i-am asfaltat, sunt mii de metri liniari de apă și canalizare pe care i-am reabilitat, construire a 2 stații de epurare în valoare de 14 milioane de euro, mai e un proiect acum în derulare în parteneriat cu Consiliul Județean și cu CRABU, Compania Regională de Apă, prin care toate străduțele vor beneficia de rețele de apă și canalizare. Mă refer aici la cele care nu au la momentul ăsta. Apă pot să spun că este în proporție de 99%, canalizare suntem undeva la 70%. Dar sunt sigur că după finalizarea licitației și stabilirea executantului, vom satisface și această dorință a cetățenilor. Știu că guvernul a promis acum, de fapt există 1 miliard de euro pentru un proiect de gaze la nivel național. Cam care este gradul de acoperire cu gaze? Aici pot spune că la Moinești
nu prea... 99,9%, deci, pentru că ultima stradă pe care trag gaze, așa, se întâmplă lucrarea chiar în acest moment, cam peste o săptămână, este semnat contractul de execuție, mai era un aviz de la... Deci aici nu mai aveți probleme, lăsăm pe ceilalți de județ. Mai sunt 960 de metri, da, de... Așa se face din bugetul local, 110.000 de lei, deja contractul este semnat, se va realiza. Deci municipiul Măinești este dotat cu rețea de gaze în proporție de aproape 100%, pot spune asta peste vreo lună jumătate pe 100%. Toți cetățenii care au conducta la poartă, au și posibilitatea să se branșeze. Dacă unii n-au dorit, este treaba dumneavoastră. Da, sigur că sunt și care nu doresc neapărat sau poate într-o situație materială mai precară, dar asta e o veste bună. E o veste foarte bună. Dacă și cu apa se va ajunge, eu știu, poate în viitorul mandat al dumneavoastră... Reabilităm prin proiectul acesta și conducte sunt destul de vechi, unele trebuie să lucrăm și la alimentarea bazinelor, chiar și la mărirea capacității de magazinare, pentru că știm cu toți, s-au construit pensiuni, s-au construit case noi, consumul de apă a crescut, în magazinare a rămas aceeași. Dar vreau să mă mai întorc un pic la partea de infrastructură rutieră, pentru că în toamnă, dacă vorbeam despre drumul național care traversează municipiul Măinești, ar fi fost o problemă deosebită, pentru că am făcut câteva demersuri la guvernul de atunci, la domnul ministru Cuc, la domnul ministru Șova, care este din Bacău și era ministru transporturilor pe atunci, să înțeleagă să asfalteze și acel tronson de drum care traversează municipiul Măinești de 9,6 km, pentru că este drum național, pentru că pe el se încasează rovinete, pentru că de pe el se încasează avize pentru autorizații de construcție. Nu este o pârghie să-l atrageți la dumneavoastră, la municipiu? Nu s-ar putea? Da. Vă spun că în momentul de față este realizat. E realizat. De 100%. Așa. Dar cum s-a făcut acest lucru? Prin intervenția mea, prin intervenția domnului senator Viorel Ilie și a domnului deputat Ionel Palăr, nu că sunt din partidul din care fac și eu parte acum, dar pentru că au avut implicare și am mers personal la ministrul, la Lucian Bode, îi mulțumesc în orice împrejurare, pentru că 9,6 km de drum, dacă ar fi fost asfaltați din bugetul Consiliului Local, ar fi trebuit să împovărăm bugetul da. Pe 10 ani. Așadar, eu vă spun că a înțeles acest lucru, a venit în vizită pe centură la Bacău, am discutat din nou cu dumnealui și mi-a promis atunci la Bacău că la începutul lunii mai va fi asfaltat. S-a ținut de cuvânt pentru că la 1 mai drumul era și marcat, nu numai asfaltat, și am realizat și un sens giratoriu nou la ieșirea spre Bacău, care era de utilitate pentru toți conducătorii auto care intrau acolo într-o zonă în care nu știa care are prioritate, nu știa cine intră primul în intersecție. Astăzi circulația este dirijată prin acel sens giratoriu, prin bunăvoința directorului de la drumul național de la Iași și celui de la Bacău. Iată, municipiul Măinești a beneficiat de acest lucru. Dar vă spuneam că am fost personal la cei doi miniștri dinainte și au spus că nu se poate realiza pentru că este dat în administrare municipiului Măinești. Da, așa este, pentru că în guvernul Ponta s-a aprobat o hotărâre de guvern prin care am povărat aceste localități, municipiile în special, cu administrarea acestor drumuri, pentru a scăpa bugetul național de cheltuieli. Dar o lucrare de investiții, cum a fost cea de care vă spuneam mai înainte, de realizarea covorului asfaltic a marcajelor, trebuie să o facă proprietarul. Și proprietarul era Compania Națională de Drumuri, de CNAIR. Atunci s-au împotrivit și o spun fără nicio teamă, cei care au condus județul Bacău, respectiv domnul europarlamentar Dragoș Benea, domnul Smarandache, care este senator pe Colegiul 7, cel e de la Măinești, din zona dumneavoastră, spun, da. Și n-a fost de acord cu acest lucru. Mi se pare chiar domnul, din Măinești. Nu, domnul lui a venit la Măinești acum vreo 30 de ani, de prin Oltenia, a făcut carieră la Măinești, dar cetățenii municipiului Măinești nu au beneficiat până la această oră de niciun serviciu făcut de dumnealui în cei 8 ani de parlamentar. Dacă îl știe cumva, să-l aducă public, să-l spună chiar la televiziunea dumneavoastră că eu nu știu de el. Da, noi am avut un interviu cu domnul Smarandache, nu am discutat foarte multe lucruri despre Măinești. Iată, dumneavoastră ați reușit într-un interval de timp relativ scurt foarte, foarte multe proiecte. Și sigur aici trebuie să remarcăm că aveți și o echipă foarte bună la primăria din Măinești. Aș vrea să ne spuneți cam care este viziunea dumneavoastră, pentru că urmează o perioadă de finanțare pe o perioadă 2021-2027,
Chiar zilele acestea, domnul președinte a venit cu o veste foarte bună, circa 80 de miliarde care vin pentru România. Pe de o parte, sume care vor fi alocate către administrațiile locale, pe de altă parte, pentru revigorarea economiei. Aici aș vrea să vă întreb care este parteneriatul pe care îl aveți, discuțiile pe care le aveți cu mediul de afaceri din Moinești. O să le iau pe rând. Spuneați mai înainte de echipa din primărie. Da. Într-adevăr, mulți văd o echipă numeroasă în primărie. Pot menționa că în sediul primăriei nu lucrează mai mult de 80 de salariați. Personalul nu e mai mare, pentru că aceia sunt cei cu care muncesc eu la proiecte, la investiții, la impozite și taxe, la spațiu locativ, la direcția economică, agricolă, juridică, dar pe lângă acest salariat sunt cei de la Căminul de Bătrâni și nu sunt puțini, sunt vreo 42, pentru că trebuie să fie asistentă, infirmieră, după normele DSP. Pur și simplu e ca o nouă instituție. Evidența populației, care deservesc încă 12 localități, starea civilă, toate decesele din spital, toate căsătoriile, nașterile, că avem o maternitate, după cum știți cu toții, realizată tot printr-un proiect finanțare europeană și se nasc destui de mulți din județul Bacău, vin special la Moinești. Și acolo un număr de salariați, sunt cei de la Direcția de Asistență Socială, sunt cei de la Poliția Locală, când îi adunăm pe toți par mulți. Dar cei care muncesc efectiv pe partea de proiecte, de investiții, sunt cei din sediu. Și le spun cetățenilor și tuturor că fără o echipă bine pregătită, fără o echipă implicată, care nu întotdeauna trebuie să se uite la ceas că s-a făcut ora 4, nu poți realiza astfel de proiecte și, drept urmare, pot sta în față să le dau argumente celor care nu cred că proiectele sunt deja în implementare sau sunt în curs de implementare. Și aici mă refer la un proiect major, care este un proiect pe care l-am inițiat și este în derulare acum, proiectul pe mobilitate urbană. Este singura localitate din județul Bacău, este singura localitate, municipiu, altele decât reședință de județ din ADR Nord-Est, care are acest proiect și valoarea lui este de 15 milioane de euro. Se vor realiza incinte de blocuri cu pavaje, bănci, coșuri, iluminat ornamental, se vor îngropa cablurile toate prin sub trotuare, se vor realiza trotuare noi în toată zona urbană a municipiului Moinești, cu borduri, cu pavele, carosabil nou și piste de biciclete protejate cu sistem de supraveghere și 10 standuri de biciclete cu biciclete smart. Toate acestea, în momentul de față, sunt în realizarea, în stadiul de realizare a proiectului tehnic. Cred că în luna septembrie acest proiect va fi predat, urmează licitația și undeva la începutul anului următor să înceapă execuția. Este un proiect de amploare, va schimba fața municipiului Moinești. Unii dintre concetățenii mei, dar vă spun eu că cei care vor să aducă prejudicii de imagine mai mult, blamează acest proiect, că are câteva sensuri unice, că nu este bun, că nu este nevoie, nu sunt necesare pistele de biciclete acum. Ei, trebuie să înțelegem și pe ei că e campania electorală. În toată Europa, în toată lumea, acestea sunt cu prioritate. Spuneați de o strategie de viitor, deja am început-o. Și am început-o prin 2017, când municipiul Moinești a devenit stațiune turistică de interes local. Arealul parcului Băi, de fapt, a devenit stațiune de interes local. De atunci n-am stat degeaba și am făcut demersuri către Ministerul Sănătății, către CNI, ca să dăm viață și acelei clădiri din municipiul Moinești, care stă de 30 de ani și cred că aveți cunoștință de evenimentul care s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute, atunci când au avut loc și zilele medicale ale municipiului Moinești, dar important a fost că înainte cu două săptămâni s-a emis hotărârea de guvern prin care Ministerul Sănătății preia de la municipiul Moinești acele clădiri pentru a le transforma într-un sanatoriu balnear, într-o secție balneară, secție sanatorială balneară. Nu este o poveste de campanie electorală. De această dată, chiar prin decontur, sunt lucruri concrete. Menționez aici din nou implicarea domnului senator Viorel Ilie, a domnului Paller și acum și a ministrului Sănătății Nelu Tătaru, care a fost personal vineri la Moinești. Am semnat acel protocol și în prezența tuturor celor care au venit la spital cu ocazia zilelor medicale, a managerului Adrian Cotărleț, care
este implicat în viața medicală și asigură în mare parte turismul medical din municipiul Moinești și putem vorbi de un turism medical și prin realizarea acestei secții sanatoriale. Vă spuneam de semnarea acelui protocol, împreună și cu directorul de la INMRFB, cel care va administra și va, de fapt, va și finanța și construi, reabilita această clădire, care din punct de vedere tehnic corespunde, am făcut expertiza tehnică, corespunde și chiar ieri m-a sunat să-i pun la dispoziție releve, să-i pun la dispoziție expertiza pentru a demara și a întocmi caietul de sarcini pentru licitație. În același timp am depus și documentația pentru stațiune balneoclimatică. E o listă care astăzi se află în dezbatere publică la Ministerul Sănătății, 33 de localități, una dintre ele este și municipiul Moinești și odată cu finalizarea dezbaterii publice se va emite hotărârea de guvern. Inițial a fost tot o zonă a municipiului Moinești să devină stațiune balneoclimatică. Acum în dezbatere am depus un memoriu prin care justific că trebuie ca toată localitatea Moinești să devină stațiune balneoclimatică pentru ca și agenții economici care au deja dezvoltate activități de pensiuni, da, de cei turism care vor să vină special, de turism, să poată dezvolta aceste activități, mai ales că o parte din cheltuieli se și subvenționează atunci când localitatea este stațiune balneoclimatică. Împreună cu agenții economici, cred că strategia dumneavoastră prinde viață, sigur, acum e o perioadă mai complicată, sunt nevoiți să țină restaurantele închise, sunt niște probleme care, sigur, nu depind de administrația locală, e o problemă de sănătate, dar îi consider că administrația locală, printr-un dialog continuu cu agenții economici, pot dezvolta și pot avea chiar proiecte de lungă durată și cu efecte benefice, mai ales având în vedere că Moineștiul, iată, a intrat pe parcursul ultimilor ani mult mai profund pe harta aceasta a turismului. Și vorbeam și de turismul medical, sigur, domnul Cotăleț are un rol important și este un brand, dacă putem spune, al municipiului Moinești. Domnule primar, să vorbim un pic despre candidatura dumneavoastră la funcția de primar. Sunteți primar în funcție, plecați, evident, din poziția întâi, sunteți cel mai favorizat de aceste alegeri, eu așa zic, așa, eu acum o trec ca și cum aș fi un analist politic, și vă văd avantajat, de, mai ales că chiar ați făcut treabă bună, nu ați avut, am observat că noi filmăm încă de pe vremea când era primar domnul Viorel Ilie și aici apreciem foarte mult că dânsul, chiar dacă a ajuns la o funcție, la o demnitate publică mai înaltă, acum da, este senator, nu a uitat de Moinești, a venit și v-am văzut tot timpul consultându-vă cu dânsul și aveți un sprijin puternic. De aceea zic eu că Moineștiul este favorizat din acest punct de vedere, pentru că, iată, proiectele pe care dumneavoastră, în calitate de primar, le aveți în vedere, le-ați realizat mare parte din ele și, iată, cred că aveți și o să discutăm noi mai pe final despre viziunea pe care o aveți pentru viitorul mandat. E bine să ai pe cineva la București care să știe, să cunoască bine situația din Moinești, mai ales că sunt lucruri de făcut, iată, cu gazele treaba e rezolvată, la apă stați foarte bine, la celelalte, sigur, eu acum îmi pun întrebarea, când o să le rezolvați pe toate, vor apărea nu sigur, există niciodată nu, rezolvate. Nu se termină niciodată, da. E o veste bună. Hai să discutăm, deci, despre cum vedeți dumneavoastră această campanie electorală. Pentru că, sigur, vor apărea și candidați noi și vechi și spuneați de o favoare pentru faptul că ești în funcție. Favoarea nu dar ți-o nu, faci. Probabil că da. Faptele vorbesc. Nu, da. Nu acum în prag de campanie electorală. Da. Acest lucru poate fi construit în cei 3-4 ani de mandat. Dacă ți-ai făcut datoria, dacă cetățeanul este mulțumit, atunci poți spune că pleci de pe primul loc. Dacă populația localității în care candidezi are o îndoială, atunci trebuie să-ți faci probleme și toată campania pe care o faci, dacă nu vii cu fapte, vii doar cu promisiuni ce vei face în viitor, nu vei avea succesul pe la care te aștepți, bineînțeles, ca și primar în funcție. Eu zic că în cei 3 ani și jumătate cât am avut acest mandat,
am încercat și am și reușit să implementez proiecte, să fiu aproape de cetățean. Sunt un om care am un program de audiențe zilnic. Când vine cetățeanul, este primit. Am o ușă deschisă permanent, ceea ce ați constatat și dumneavoastră, cred că ați venit la primăria Moinești, nu știu câte primării. Da, n-am văzut oameni să stea la coadă. Ușa deschisă permanent, pentru că cetățeanul trebuie să vadă că primarul, este, dacă este acolo, nu stă la cafea sau la bârfe, ci stă cu un coleg de vorbă, stă cu cineva care a venit la el și analizează o situație pentru a fi rezolvată. Pentru că cetățeanul are nevoie să te vadă în mijlocul lui în toată această perioadă. Dacă nu faci acest lucru, tot la fel, la momentul când te duce să îi ceri votul în campania electorală în teritoriu și te va vedea doar atunci, îți va reproșa acest lucru și sigur te va sancționa și în cabina de vot când va merge la votare în ziua respectivă. Dar eu vă spun că sunt prezent în spațiu public permanent, sunt activ și cetățeanul care vine la mine să-mi spună o problemă, nici nu-l las să termine de expus problema, ci spun merge acasă până la ora 4, dăm numărul de telefon, voi fi la dumneata. Mulți sunt mirați când te vede chiar că te-ai ținut de cuvânt și până la finalul zilei ai ajuns la el. Uneori problemele sunt rezolvabile, uneori trebuie să dai un termen pentru a fi rezolvate, dar uneori sunt și probleme care, din punct de vedere legal, nu pot fi rezolvate chiar după o analiză sau profundă. Sau poate sunt de competența unor alte instituții. Instituții, cetățeanul trebuie lămurit să vadă că te-ai implicat și ai făcut toate eforturile ca să rezolvi această problemă, îl îndrumi acolo unde trebuie, dar dacă el ridică o problemă care nu poate crede nici el uneori, trebuie să înțelegi că și-a dorit ceva ce nu se poate și nu ai cum să rezolvi. Cum vedeți Moineștiul peste 4 ani? Așteptam mă gândesc, 2023, eu, în primul da, rând. Știți de ce vă pun această întrebare? Pentru că orașele sunt în continuă schimbare și în sensul bun. Județul Bacău totuși a făcut progrese foarte mari, pentru că noi suntem o televiziune care chiar cunoaștem, cum se spune, pe metru pătrat județul Bacău. Moineștiul este în plină dezvoltare, cel puțin de când sunteți dumneavoastră, lucrurile au mers constant și proiectele s-au realizat, pentru că de fiecare dată v-am ascultat cu mare atenție la fiecare întâlnire, v-am luat în interviuri și pe teren și la activități sportive și așa mai departe. Iată că lucrurile sunt în plină ascensiune. Sunt convins că aveți câteva obiective pe care le vedeți în viitor vis-a-vis de Moinești. Și am vrea să le aflăm de la dumneavoastră cam cum văd eu Moineștiul peste 4 ani. Cu ce eu lucruri în plus față de astăzi va fi Moinești? Să-l vedeți și dumneavoastră în 2023. Pentru că toate cheltuielile aferente sesiunii 2014-2020 au finalitate în 2023. Proiectul pe mobilitate, proiectele pe educație, pe sănătate, ce vă spuneam, toate în 2023 trebuie să fie finalizate, că atunci ai probleme cu finanțatorul, cu Uniunea Europeană. Eu zic că în 2023 va fi un reper și abia după aia să analizăm proiectele care sunt în sesiunea următoare. Deci eu spun că mai repede de 4 ani putem trage o concluzie și sunt sigur va fi o concluzie super pozitivă, pentru că vă spuneam că acum sunt 31 de milioane de euro, dar mai intră un proiect de 6 milioane 700 de mii euro. Am realizat o strategie cu o finanțare de la Ministerul Fondurilor Europene. Valoarea întocmirii strategiei a fost de 50 de mii de euro, n-a fost o sumă mare. Am accesat-o toate cele 3 municipii din Bacău, pentru că era o condiție că numai municipiile peste 20 de mii de locuitori pot accesa acea sumă pentru scrierea strategiei. Valoarea proiectului pe care l-am solicitat în acea strategie și la care lucrăm acum și suntem deja în realizare, în faza de studii de fezabilitate și urmează licitațiile pentru PTH-uri, valoarea este de 6 milioane 700 de euro și am rămas doar singura localitate din județul Bacău care merge mai departe după acea finanțare de 50 de mii de euro. Nu știu ce au făcut colegii mei, probabil că au dat bani înapoi dacă nu au mers mai departe. Iată că la cei 31 se mai adaugă câteva. Acum finalizăm o grădiniță prin fonduri europene alocate prin Ministerul Educației, dar proiecte, n-am vorbit nimic de proiectele din bugetul local.
că nu au fost puține nici acestea. Pe lângă finanțări, am realizat vreo 6 parcări, vorba de vreo 7-8.000 de metri pătrați de pavaje printre blocuri, 150 de parcări noi față de cele care erau. Chiar zilele trecute, unul dintre contracandidații mei spunea că sunt trotuarele ocupate de mașini. Pot garanta și o spun cu mâna pe inimă că nu există acest lucru în municipiul Măinești, nu sunt mașini pe trotuare, iar parcări am realizat 150 și vom mai realiza. Pe lângă parcări, pe lângă spații verzi, am realizat un loc de picnic, unic în județul Bacău. Vă invit să-l vizitați. Da. O să pun la dispoziție și poze, să vedeți. Acolo am realizat niște module, 3 grătare, un loc pentru spectacole, alei, leagăne și acum am concesionat 2 loturi de teren, unul pentru a se construi o unitate de alimentație publică, șaurmerie, cu pizzerie, în acea zonă unde au fost plantați în anii trecuți vreo 25.000 de salcâmi și am mai concesionat 5.000 de metri pătrați unei doamne din municipiul Măinești care acum are un câmp de lavanda și îl va muta în această locație în apropierea parcului pentru că acolo e un pelerinaj zilnic. Chiar sunt și zilele lavanda, au fost în urmă cu 2 săptămâni. Doamna Nicoleta Neagu este cea care administrează. A înțeles lucrul că e bine acolo unde lumea vine și să se simtă bine. Chiar acum, înainte de a se construi această unitate de alimentație publică, seara stau tineri acolo, sunt plini mașini în parcare, am făcut o parcare plină parcarea. Ca să dau și un exemplu, acum vreo 2 săptămâni, seara când au făcut curățenie, băieții și-au golit acolo, erau 83 de cutii de pizza goale. Deci cel care va construi și a câștigat licitația, cu siguranță o să aibă un vat bun acolo. Deci iată măsurile pe care le-ați luat dumneavoastră, sigur, împreună cu Consiliul Local, au stimulat și acest segment economic. Domnule primar, fiindcă suntem pe finalul discuției de astăzi, trece repede timpul împreună cu dumneavoastră. Sunt convins că până mâine ați putea să ne povestiți fiecare lucru în detaliu. Ne bucurăm foarte mult de fiecare dată când ne întâlnim, pentru că de la Moinești așa parcă simt eu că vine un optimism, o adiere mai tânără, așa, mai plină de viață față de, eu știu, alte zone ale județului. Dumneavoastră sunteți un optimist incurabil, sunteți un om curajos. Am văzut că ați avut atitudine când a fost momentul la nivel județean și până la urmă s-a adeverit că ceea ce ați propus dumneavoastră este până la urmă în beneficiul oamenilor. Cine nu-și dorește ca să plătească taxe mai mici, mai să poată trăi mai decent, mai frumos. Iată, Moineștiul, într-adevăr, este un oraș frumos, cu oameni frumoși, un oraș pe care nu trebuie să-l mai recomand eu aici. Domnul primar, cred că a prezentat o carte de vizită mai mult decât completă. Avem invitația adresată dumneavoastră, instituției primarului, de a mai veni până la alegeri, pentru că urmează alegerile locale, să ne mai prezentați din gândurile dumneavoastră. Și ceva pe final, da, că vă rog. În municipiul Măinești nu s-au majorat taxele și impozite locale de 4 ani. Taxa pentru salubrizare este 12 lei pe persoană, în celelalte localități urbane este 15 lei. Și acoperim pe acolo s-a văzut. Și pot arăta oricui și apreciază cei care vin, poate că la Măineșeni a devenit rutină curățenia din oraș, cum sunt cosite spațiile verzi, cum menținem curate zonele de agrement, parcul Băii, unde știți cu toții că avem acele izvoare pe care le-am stabilit și proprietățile și am afișat acolo ca să beneficieze cetățenii de cunoștințe pentru ce sunt bune. Eu zic că ne străduim pe lângă faptul că atragem proiecte să ținem și un oraș curat ca cetățeanul să aibă un confort și un nivel de trai așa cum ne dorim. Sigur, sunt și neajunsuri. Pe acestea le scot contracandidații acum în evidență, dar nu este Măineștiul cel care are neajunsuri, e țara întreagă, e lumea întreagă care are neajunsuri, mai ales în această perioadă. Dar eu spun că acolo unde este continuitate și performanța va fi. Și eu am încredere că împreună cu echipa mea și cu Consiliul Local care va veni din mandatul următor, vom duce mai departe proiectele începute și le vom iniția și pe cele noi. Deja am fost la ADR Piatra Neamț, la domnul director Asandei, deja am stabilit
pregătit 5 proiecte pentru sesiunea următoare. Mi-a și spus domnul Asande, eram sigur că o să vii primul pe capul meu. Dar acest lucru deja îl cunoștea dumnealui, dar vreau să vă spun că am propus câteva proiecte care sunt în continuă dezvoltare a municipiului Moinești. Mă refer aici la mobilitate pe drumul național, la locuri de agrement, la realizarea unor căi de acces către acest hotel și bază de tratament cu parcul Băi. Iată proiecte de care avem nevoie în continuare și sunt sigur că peste ceva timp, după 2023, când vor începe implementarea lor, să stăm tot la aceeași masă să vă povestesc despre cele care le-am început și pe cele care le-am finalizat. Iată, dragi prieteni, un mesaj de continuitate la Moinești, consecvență, putem spune, și seriozitate. Domnul primar este unul din prietenii televiziunii noastre, trebuie să spunem acest lucru, și pentru faptul că are o transparență decizională absolută. Deci noi nu am avut niciodată probleme la dumneavoastră. Orice informație pe care v-am solicitat-o, am primit-o și din acest punct de vedere, trebuie să o spun public, că suntem foarte mulțumiți de colaborarea cu instituția dumneavoastră. Să le transmitem și le transmitem celor din subordinea dumneavoastră, aparatul primăriei, consilierilor locali, multă sănătate, pentru că e nevoie să avem grijă de sănătatea noastră în această perioadă. Iar dumneavoastră, domnule primar, mult succes, pentru că se apropie alegerile. Încă o dată spun că plecați într-o poziție bună, pentru că ceea ce ați promis ați și realizat, ba cred că chiar mai mult decât aveați în programul pe care l-ați prezentat la momentul ăla. Mandatului au apărut provocări noi, n-am stat indiferent. Și nu le-ați evitat. Drumul la București mi-e cunoscut de dimineața de la 4, marțea de obicei, e drum de București. Acolo mă așteaptă domnul senator, așa cum spuneați, acolo mergem la instituții, ne consultăm, am reușit și prin CNI și prin PNDL, sunt proiecte care nu am avut timp să le enumărați, dar moineștenii le văd și știu că treaba merge la Moinești. Ce să le transmit acum? Să păstrăm încă regulile impuse pe această perioadă de pandemie, să ne protejăm pe noi, familiile noastre, pe colegii noștri, să nu abuzăm de lucruri care ar duce spre faptul că nu protejăm pe cei apropiați și de aceea îi îndemn pe cetățenii municipiului Moinești să poarte masca acolo în spațiile închise, să contacteze imediat cadrele medicale, Spitalul Municipal de Urgență, care, vă spuneam, cu dotările de la Moinești stăm bine și putem interveni imediat. Pe partea cealaltă de campanie electorală, le voi vorbi în campanie electorală, pentru că de aceea este o perioadă și nu vreau ca înainte să creadă lumea că am început deja campania electorală. Eu v-am spus că am început campania electorală când am început încă de la investire, da. Și voi continua până în ultima zi când voi lucra în primăria Moinești, să lucrez cu sârguință, pentru că pentru cei care nu știu, anul acesta am împlinit 30 de ani de când lucrez la primărie, așa da. Mulți înainte, domnul primar. Doresc colegilor mei, le spun câteodată că o să mai stau încă pe atât. Nu, chiar. Sănătatea să mă ajute. Da, iată, încheiem într-o notă mai mult decât optimistă și mă bucur foarte mult că pe Valea Trotușului sunt vești bune. Mă bucur foarte mult când văd primari care au curaj, primari care într-adevăr știu să se zbată, să se lupte pentru interesul celor care l-au ales. Domnule primar, vă mulțumim pentru participare la emisiunea noastră. Și să ne revedem cu bine. De realizări, un singur lucru vreau să mai menționez, că în tot mandatul toate hotărârile de Consiliu au fost votate cu 19 voturi din 19. Toate, niciuna n-a fost. Asta cred că este chiar unic în județul Bacău. Dragii mei, nu vă mai reținem mult, poate doamnele au de gătit ceva, poate domnii vor să meargă la o grădină să servească o bere. Noi am fost în direct în această seară. Vom face prezent activitatea noastră în fiecare zi. Vom avea invitați din toate partidele politice. Aici trebuie făcută precizarea că televiziunea noastră este deschisă tuturor și noilor candidați și celor care, iată, pornesc din poziția de favorit. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu și vă doresc tuturor multă înțelepciune în a păstra sănătatea. La revedere! La revedere, o seară bună tuturor! Thank you.